Salutare lume și bine m-am regăsit la un nou videoclip de Far Cry Primal astăzi, băi. Ce se aude? Ok, bun, o să vorbim imediat pentru că acum nu puteți auzi pentru că e foarte multă gălăgie și o să... din 2016 a fost făcut jocul și practic am scăzut în departe. Bun, deci o să fie un joc foarte mișto, dar vreau să vorbesc cu voi despre o chestie imediat. Dați-mi voie să... nu se aude nimica. Deja e before Jesus Christ. Wow. Ăsta da intro. Central Europe. Doamne ajută. Doamne ajută noi să fim sănătoși, să dăm și drumul la o lumină să iasă episodul cât mai șmecher. What the fuck, ce se întâmplă? Ce se întâmplă acolo, prietene? Acum... E pe vremea când s-a descoperit focul, știu că e Far Cry Primal totuși, pentru că este un joc primal și... Eu n-am apucat să joc niciodată și chiar vreau să-l joc. Și m-am decis să fac și o serie. Pentru că eu în ultimul timp prea mai am timp să mă mai joc deloc. Acum o să auzim povestea. Și am găsit jocul ăsta, mi-a plăcut foarte mult, am zis că vreau să-l încerc și dacă-l tot joc, vreau să-l și filmez, adică... Nu s-ar putea să nu mai fie foarte multe serii pe canalul acesta, pentru că nu prea am timp. Asta e problema. Dar o să încerc să mă țin de seria asta cât de posibil. Vedem. Ok. Doamne ajută. Aha, deci noi suntem Wenja. Ok. Mamă, ce mișto sunt graficile. Danger comes as always. Ok, deci suntem împotriva unor războinici care mănâncă carne, așa zis tipul ăsta. Haskapuris. Izilea sunt maestri focului, deci sunt mai multe triburi. Logic. Și ei aduc întuneric Wenja. Pentru cei din Wenja. Dar lumina vine. Our Wenja Brothers. Ia să vedem despre frații Wenja. Au un spirit foarte puternic. De fapt, merg un spirit puternic. Oros, nu știu ce este, nu mă întrebați, nici n-am habar. Ubisoft Presents Far Cry Primal. Bun, de când aștept să joc jocul ăsta, n-aveți habar, guys. Deci v-aș ruga din tot sufletul să apăsați și voi butonul de like, să strângem încă mai multe like-uri, pentru că eu vreau să joc jocul ăsta pur și simplu și să trească să fac câteva chestii, adică e prea mare ăsta, nu credeți? E prea mare web-ul și e prea tare dat, uite asta, așa, bun. Ok. What the fuck, man? Bun, trebuie să mă asig... Tot e prea tare, nu, stați un pic, e mult prea tare, nu pot să-l las așa. Nu pot, e mult prea tare jocul. Doamnește, cred că e ok așa. Bun, acum văd că... Am început cu ceva hunting, we're hunting, bro. Da, deci acum, în momentul ăsta, cred că e ok și cred că mă auziți fără probleme, nu știu. Am făcut mai mic webcam-ul ca să vă puteți concentra și pe joc în caz de orice, deci... Doamne ajută, hai să vedem cum iese. Deci eu sunt tipul ăsta. Și ăștia sunt niște mai mamuți. Dar îmi plac graficele că sunt pe very high. Asta este genial. Și că îmi duce PC-ul pe very high. Bine, am 1060-ul totuși. Era cam nașpa să nu-mi ducă. Hai să vedem. Ia. Eu sunt Takar. E? Îmi place numele meu? Takar? Vreau să văd cum se aude. Se aude destul de ok, zic eu. Mai ales că eu nu vorbesc foarte tare. Bun, hai să ne concentrăm. Vin, stai. Ok, și... Nu poți să merg ca tine? Ok, sunt și eu pe modul ăsta mai stealth, așa. Sunt pe modul stealthy. O să trească să mă duc și eu, mă, să mă tund. Oh my god. Ce-mi plac mamuții ăștia. Bun, îmi tot scrie niște chestii Wenja acolo, n-am treabă cu ele. Da, chiar ia, pe cât mergem? Pe options, ia. Pe video suntem pe high, decent. Deci trebuie să găsim un mamut mai mic care să fie separat de ăștia și să-l omorâm ca să-l mâncăm, practic. Because we are eaters. Nu știu cum se vede pe filmare, eu n-am pic de lag în joc, adică
Pana aia. We travel many suns without food. We kill mammoth to eat or we die. Ok, deci trebuie neapărat să omorâm un mamut din câte înțeleg. Ăla micu de acolo? Ok. Sper că înțelegeți și voi ce scrie. Deci... Go, go! Dă-te bă că am luat foc! Control! Prinde-l! Așa, mănâncă, fă-ți viața, bun. M-am dus. N-am decât ăsta eu. Ia fiți atenți. Dom! Ți-am băgat, o să moară. Fii atent. Aulu. Mi-am luat sulița. Ia-o pe aia în cap. Stai că-ți mai dau una dacă vii. Ia-o în cap. Omorâți-l. Nu pe mine, eu sunt cel mai firav. Ok. Ok, am două sulițe iară. Una în cap. În ochi am prins-o. Mai supraviețuiește, frate? Ți-am băgat două surițe în ochi, mamutule. Boi, da. Oh my god, m-am speriat. Ok. Eu am suntuși destul de tare dat încă asta e chestia. Doamne ajută, mori. Tot două surițe. Menu complete the gathering missions. Prinde-l. Nu mergem? Ce faceți? Ba da, vin și ei. Una. Două. Oh! Doamne ajută, mai mori și el? Știu că-s greu de omorât mamuții, că totuși sunt gigantiți, dar... Sunt giganți, dar... Dar aparent am reușit. Ăsta avea dreaduri, frate. Glumești cu mine? Știau ăștia de dreaduri pe vremea aia? Asta e destul de ciudat. Do you know about dreads? Doamne ajută. Acum văd că-i scoate carne de pe el, ceea ce e normal. Oh my god! Mamă, cât de mare e! Nu! Bă, o omoară, salvează-o! Dă-i cu ăla în ochi! Mamă, deci... N-ai, cum e prea puternic ăsta. Oi, doamne, l-am accelerit, e nebun. Mamă, ce curajos e ăsta, bravo lui. Fugi, Takar! Vreau să văd ce se întâmplă, nu pot să dau skip. What the fuck, man? Mamă, ce a căzut. Wow. Oh, Far Cry Primal. Ok, deci asta este doar intro-ul jocului. Yay! Sper că nu mă aude. Sper că nu vă spart timpanele. Că eu cam țip un pic. Încă nu mă aud. Dar e ok. Noi să fim sănătoși și videoclipul se iasă frumos. Și jocul este absolut genial. Adică vreau să-l fac un walkthrough prin el, știți? Mamă, ce rănit este ăsta. Nu mă voi opri. Niciodată. De dragul fraților Wenja. Ok. Graficile mâinilor lor sunt destul de slabe. Dar ok, adică e un joc din 2016, se înțelege. Dar oricum are grafici foarte mișto. Îmi plac mult. Ubisoft totuși. Walk free. Da, știu cum e la ei, de tot timpul când murea cineva, se ducea în devenea spirit, pana mea, și devenea liber. Și chestii de-astea. I-a ridicat, asta de fapt l-a îngropat. Logic. Need weapon. Mamă, am nevoie de armă neapărat. Path to Oros. Need bow. Și eu cum fac bow? Ok, deci am aici niște misiuni, mi-a zis. Am aici niște chestii. Și cum fac eu rost de bow? Asta e dre... Nu vreau să-l văd pe ăla. Sunt un pic speriat de el. Și eu cum fac rost de bow? Reeds, ia și astea, nu știu.
Uite acolo ceva. Putem să luăm niște de-astea. New weapon resources in your stash after completing the mission in search of Wenja. A, deci, văd că trebuie să mă duc undeva pe hartă sau... A, nu, ăla este ce am... sunt urmele lăsate de mine, am înțeles. Păi și eu cum fac ceva eu asta, nu înțeleg. Deci am aici, nu-i nimic, e locked totul. Astea sunt armele mele. Pe T am aruncat cu ceva, nu știu, vreau să mă duc să-mi iau înapoi, că nu vreau să arunc. Ia slate-ul ăsta. Ok, am văzut și eu în gameplay odată, știți, adică nu sunt oarecum noob. Vă dați voi seama de asta. Aici sunt niște căprițe. N-am spear eu. Unde am eu spear? Că asta n-am dat. Eu n-am suliță. Bă. Ia niște wood de asta. De acum îmi fac sulița, că eu n-am. You can hold your V to activate hunting vision and hide resources around you. Ok, pa hai să luăm de-astea. Vedeți, eu le iau, da. Dar... A, deci am wood, mai trebuie reeds. A, uite reeds. Hai să facem un de-asta. Și putem să facem un bow acum. Easy. Press E to open the menu. Ok, oh, nice. Și dăm craft cu enter. Ok, avem arc. Nice. Ia uite, mă. Ce mișto l-a făcut. Și animația e chiar interesantă. Bine, interesant nodul ăla, nu știu cum va ține. Dar sunt sigur că o să ține pentru că este un joc. Dar a fost interesant nodul ăla, atacare. Ok, deci avem arc. Bun. Now I hunt, need food for strength. Bun. Hai să vedem, trebuie să hântuim. Deci pe Sea Crouch, ceea ce am și făcut, vătul Hunter Vision, don't get too close, some animals will flee if they detect you. Tot aud monstru ăla și mă sperie. Una e moartă. Două moarte sau sal? Bun, am omorât una. Și acum am skin goat. Am skinuit goat-ul. A murit? Da, uite. A murit asta, deci practic îi dai doar o bucată și moare. Easy. Bun. Să skinuim și acest goat. Press control to his hunt and skin for food. Bun, și mai avem nevoie de încă una și mi s-a părut că am văzut una pe aici. Uite, nu? Uulă. Na, las-o că nu o prind pe aia. Uite-o. Ăla-i tati, te pup. Mamă, ce bine am tras. Hai să vedem. Deci avem 3 din astea luate, avem carne, avem tot ce vrem. Goat skin. Must find shelter. Asta cum fac? Find shelter and light the campfire. Doamne ajută. Tot aud pe tigrul ăla, ceea ce nu-mi place deloc, dar vedem. Ia. Deci pus un cățăr aici. Ce-i asta? Ai, sânge. Mai ai niște lemn de ăsta. A, uite aici, uite aici. Ia. Uite aici, că pot să fac foc. Light campfire. Doamne ajută. Hai să vedem dacă reușim. Da. Îl va face singur, deci nu trebuie să mă bag eu. Bun, deci facem și primul nostru foc. Dă-i tare, tati. Așa. O să fie destul de lung episoadele chestia asta, nu v-am zis, dar cred că ați putut observa și voi chestia asta deja. Adică minutele episodului și v-ați dat și voi seama. Dar interesant, am prins un foc. Și din câte știu, logica mea îmi spune că animalele sunt speriate de foc. Deci sunt șanse foarte mari să o ducem destul de bine și cu animalele. Să ceasă chiar ori ea și să facem chestia asta. O săgeată cu sânge. Wenja să știe mei parcă, nu? Da. Bun, hai să vedem. Path is dark and make a club to carry fire. Deci trebuie să fac o torță.
Club. Nu pot, îmi trebuie ogă. Ha? A? Nu mă, vreau doar o să facem una. Ai făcut-o? Da, o avem. Bun. Ia. Mamă, și pune piatra înăuntru? Ce tare. Și o leagă, logic. Mamă, să vezi cum dai cu ciomagul ăsta. Nice. Hai să vedem acum. Și bănesc că trebuie să-i dăm foc. Ia. Ignite the club. Gata. Și acum cred că poți trebuie pe aici. My torch can burn vines. Ah, hold to set vines on fire. Bun. Deci am ars astea, ok. Deci noi drumul la... Uite-l pe ăla, bă! Doamne ferește, ce frică mi-e de el să-mi bat piciorul. Acolo în carde? Ok, hai să vedem. Bun, deci am găsit pe aici un drum. Și pe aici putem coborâm. Nu știu cum se coboară. A, cu S. Ok. Wow, deci explorăm. Uite niște urme de sânge. Deci noi cred că trebuie să urmăm urmele astea. Da, to use your undervision. Deci astea sunt Wenja tracks și trebuie să le urmăm. I got it. Bă, uite încolo. Ăla ce e? Un lup? Ia. Yeah. Da, e un lup. Mort. Killed by strong Wenja. Wenja fiind ai mei, bine. Deci, înseamnă că suntem puternici. Wolves, I scare beasts with the fire. Hai să vedem, da, îi putem speria cu focul. Lupulică! Pleacă de aici să nu te văd. Știi că ai chestia aștia mai mult de obicei. Pleacă! Hai mă să vă văd. Hai mă să vă văd, vă ține? Ok, ați plecat, am plecat și eu. Dacă vouă vă e frică de mine și mie mi-e de voi, deci stați liniștiți, suntem kit. Am uitat într-o peșteră care e destul de întunecată și probabil un... Ăsta este un răge de urs sau de tigru ăla, pentru că nu-mi sună prea bine. You can set flammable materials with fire with a burning weapon. Ok. Nu știu ce am făcut. Ah, am luat hardwood. Bun. Dar am, cred că am de toate. Bun, hai să vedem. Ah, uite încă unde ăsta. Search. Still warm, Wenja is close. Deci ne apropiem de Wenja, hai să vedem. Ah, ok, trebuie să sărim, ne se va stinge focul. Doamne ajută. Ia. Pe unde, pe aici? Da. Animal, hold Q to use animal fat. Ah, set on fire. Oh, da. There we go, baby. A, da, deja e arsă jumate din ea. Ceea ce e foarte nașpa, mă rog. Continuăm drumul. Deci asta se arde, credeam că nu se arde, da? E ok, așa. Mamă, ce se aude aici, să-mi bat picior. Uite-l pe ăla. Ce-i ăsta? Dă-i foc. Faci și noi un foc de tabără, ia. Am luat carne, ceea ce e bine, cred. Și oase, what the fuck? Ah, ce prost sunt, am stins asta. Pe aici? Ah, pe aici. Hai, boss, cațără-te. Pe aici apă, deci era clar că o să mi se stingă torța. Mă rog, continuă drumul. Vedem dacă ies să fie prea întuneric pe undeva. Cred că e întuneric și ar trebui să mi-a prind o torță. Cu toate că e destul. Am înțuit. Nu știu, simt nevoia să văd, vreau să văd pe unde merg. Pentru că aud niște răgnete de animale și răgnetele astea mă cam sperie. Uite, niște șobolani. Dar de ce se sperie toți? Ia ce ăștia, ce e aici? Hello, anybody here? Echo? Noi ne vedem de dur, iar trebuie să sărim în apă. Mi se tot stinge torța, ceea ce-i nașpa. Uite un pește. Hei, peștișor, domnule peștișor. Sunt doar în trecere.
Ulo. Ulo. Are un om în gură, frate, what the fuck? Cred că n-am să mă urc aici. Pur și simplu cred că nu vreau să mă urc în acest loc. Nu simt nevoia. Cred că am să merg înainte. Da, așa am să fac. Doamne ajută. N-am să mă urc acolo. E un alt om. Nu pleca! Don't leave me! Please, 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 please. Ia. Pe aici? Checkpoint. Ok, deci avem un checkpoint, ceea ce e tare. Deci se pare că numai la checkpoint-uri putem să... Uite, nu am mort. Which sucks. Dar e un tip aici care te tai urechile. What the fuck, de ce tăia urechile? Le mănâncă, ce le faci? Bă! Tigger. Ai mare tigru în spate. Drăguță, voi nu-l vedeți cred că de web-ul meu. Ba, acum îl vedeți. Mamă. Back! Back off! Mamă, ce urât. Deci m-aș căca pe mine să fiu în locul lor. Deci mi-e frică. Pe mine mă sperie și jocul. Cu tupeu. Cu toate că ăsta nu prea vrea să se lase doar de la un foc, văd. Dă-mi încă una. Ouălu, doamne. Doamne, cât am monstru ăsta. Te clănță una dată în dinți. Pleacă, pleacă de aici. A, nu-s eu, acum nu eu controlez, merge el singur. Ok, deci practic pleacă singur. Ok, deci ne-am întâlnit cu cineva, ceea ce este un semn bun. Ok, am mișto suprafață. Salutare, doamnă. Land of Oros. Discovered, mamă. Mamă, dar e superb locul. Uitați-vă cum arată. Zici că e cam într-un bas, mă. Ca într-un film. Ulu, ce-ai pe cap? De ce n-ai păr în cap? Asta își pune urechile la gât. Udam ears. Ești foarte ciudat. This game is weird as fuck. Te voi urma. Vin, doar nu sunt fraier. Să nu vin, că ai mâncare, ai adăpost, ai tot ce vreau eu. Doamnește. Hai să ne mă ne duci. Your old Z can tag enemies in view, letting you track their movements, even when you don't have a clear line of bla 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 blue. Doamnește, să vedem cum este. Îmi place până acum jocul foarte mult. Nu știu ce părere aveți voi despre el. Sper să uite cât mai mulți oameni acum, nu știu. De un walkthrough așa. N-am. Ce-i de mâncare? Urechi de alea? Mănânci urechi? Sau gândaci? Ce? A, nu știu. Dacă tu îmi zici să mănânc, mă bag. Deci ăsta e adăpostul ei. Într-o peșteră, na, oamenii peșterii. Udam liderul. Ala e de la alt trib și le-a distrus lor locația, casa lor. Dar e chiar frumoasă, adică e și pensată, dacă vedeți. Ceea ce e foarte amuzant.
gritando și adubul. Sacuie. Sunt greu și face. Te doare, logic. Walta lauba acesta. Ok, străie frunze. Hai să mergem să luăm frunze, că cinematicul deja cred că nu mai are niciun sens. Find green leaves to heal tiger wound. Doamne, ajută, ia să vedem. Avem niște din alea. Astea? Sau astea? Ah. Trebuie să mă duc într-un loc. Ok. Avem arcul cu noi. Tare. Tiung. Hai să vedem ce... ce este în zona asta unde mă pune să mă duc. Dar nu sunt așa de aproape green leaves-urile astea. Aparent, deci sunt destul de departe. Doar îmi place că e free roam jocul. Asta chiar m-a tentat când l-am luat. Doamne ajută să nu fiți de aia răi că... ah, tot de-astea, ok. Am ajuns, bun, hai să vedem. Ce e? A, alea sunt. Ăștia să ia răi? Uite-l pe ăla. Trebuie să iau green leaf-ul ăla, unde? Uite-l, ăsta e, nu? 3-4? Avem doar una aparent. Mai sunt pe aici, uite. Uite una acolo. Uite niște blue leaf. Hai să luăm și asta. Nu se știe niciodată când o să ai nevoie. Cred că în jocul ăsta totuși să nu ți-e frică de animalele alea reale. Pentru că practic sunt foarte multe și nu prea poți să... Doamne ajută, i-am anihilat. O să joc destul de stealth, mie așa îmi place. What the fuck, ce e aici? Search. Ai ceva bun la tine? Mamă, pe ăsta au vrut să-l ardă, văd că l-au bătut, l-au făcut. Deci ăștia mănâncă carne de om, sunt niște nebuni. Bun, deci hai să mă duc la Saida să-i duc alea. Ar fi o idee să o ajut și pe ea. Și văd niște din aia pe acolo. Ăștia sunt buni, stai că astea sunt niște. Wow, location discovered. Campfire. Nice. Hai să ne vedem de drum. Cred că o să rămân cu arcul unui mai interesant, cred. Plus că e foarte bun în caz de orice, adică... nu știu. Am văzut că dă one shot dacă dai la cap. Deci aici este baza. Mai ales că o dau destul de bine aici, zic eu. Doamne ajută. Cât sunteți, frate? Wow, cât ți-am omorât. Cam multicei. Ia, ce aveți și voi la voi? Aur de rău, me l-am luat. Deci practic trebuie să ții săgițele înapoi. Asta e destul de nașpa. Iar le-am petat acum? Că nu mai știu. 7, 8, da, deci ne-am petat. Deci te duci tot timpul să ți le iei dacă vrei să le iei. Bine, bănuiesc că poți să faci altele, adică este stupid să ai doar 8 săgeți tot jocul. Nu prea cred asta. Vom vedea. Hai să o facem pe Saila bine. Haide. Ți-am adus green leaves. Yeah. E ce zâmbește. Ai de mâncare aia. Ce screams, frate. Bă, ce frumos e. Dubu. Olnăm haisca.
Ale mestecă și după le pune în rană. Mamă, câtă rană are. Da. Aparent. Veți vedeți asta? Adică nu e nimic ca scârbos dacă stai să te gândești, dar oarecum e dureros. Interesant. Da, îmi ajută și pe tine. Vedem ce facem cu oră și ăștia. Wolves, bears. Hearse. Udam. Ce e udam? Ah, cred că ceilalți trib. Ok, deci să găsim alți Wenja. New villagers. Mai să vedem ce, pe unde ne pune să mă fac, pe unde mă pune să mă duc. Deep wounds completed. E să le cal la mine pentru că am calculatorul care produce foarte multe căldură, ceea ce mă enervează rău. Bun, deci avem și o hartă. Cred că acolo trebuie să mergem. Am eu o presimțire că acolo trebuie să mă duc. Adică că am singurul loc unde pot să mă duc. For healing, recipe, spread, ok, I don't really give a damn right now. No, it's Dimitri. Let's go. I'm down for it. Yeah, new upgrades unlocked. Ce înseamnă? Spear. Trebuie, deci pentru spear-ul ăla pe care l-am avut noi, pot să fac și tolbă de... Are o quiver, mișto. Carry 8 arrows. De fapt, eu pot să... Țin doar 8 și... Da, am înțeles. Blood Blastic Club. Powerful Club. Ok. Deci îmi trebuie Slate și Breeds. Ceea ce nu am deloc. Dar e ok. Doamne ajută. Găsim noi. Deocamdată ne vedem de drumul nostru. N-am vrut asta. Am apăsat din greșeală, am văzut doar pe V să văd dacă găsești de ăștia răi în jur. Să am și o grijă. Deci practic trebuie să mă expun un pic. Fiindcă o iau pe aici, cum ar veni. Ok, știi ce? Am plecat. Nu prea văd nimic în jur, deci cred că suntem destul de safe. Asta am luat-o? Slate, uite. Foarte bine. Deci dintr-o bucată a murit asta. Nu vreau să-mi consum săgeata, că am văzut că e micuț. Și n-avea sens. Bun, ne continuăm drumul. Hai să mai luăm niște slate. Dacă tot l-am găsit, să-l luăm. Și ar trebui să mai găsim niște rifts din ăla sau cum se cheamă. Chestia aia cred că chiar m-ar ajuta. Cred că după ce vom ajunge acolo și nu prea mai aveți să mai facem și probabil vom încheia episodul pentru că se cam încheie un semicapitol, adică voi face vă niște episoade mai lungi. Sunt mai interesante așa. Red leaf, iau. N-o lăsa. Uite niște redwood sau alderwood, cum se cheamă. Lemn din ăsta uscat sau ceva. Lup! Te rog frumos, mănâncă-i pe ei, eu mă duc în față. Eu cred că am să mă duc în față, sunt ok. Sunt ok și așa n-am nevoie. Deci tocmai munți acolo trebuie să mergem. Cum voi ajunge eu acolo? N-am habar. Ah, uite, putem să coborâm. Let's go! You know the grappling? Dar nu pot să fac grapple de asta eu. Nu m-am rănit prea rău, nu? Nu. Dacă știi să cobori, nici n-ai nevoie de grapple. Ia uite. Poc!
Doamne ajută. Ce e aia de mă? Ai un vultur ceva. Ok, cred că o luăm pe podul ăsta. Mă rog, podul ăsta, înțelegeți voi. Pe chestia asta. Hai mă. Ok, și de aici? Doamne ajută. Ăla e mă. N-am reușit? Reușim și noi sau? Nu, nu reușim. Ok. Doamne ajută. Pa, pa. O să dau skin la Wolf. E nașpa că eu sunt singur, știi? Și practic sunt tot timpul foarte mulți. Ce-a fost aici? E nașpa că eu sunt singur și ești tot timpul foarte mulți, asta e, știți? Dar din câte am înțeles mai încolo o să am și o echipă. O armată, ceva, nu știu. Deocamdată noi trebuie să ne vedem de drumul nostru să ajungem acolo sus. Fără să fim omorâți, ceea ce nu cred că se întâmplă, adică vedeți voi. Că ne descurcăm destul de bine, n-avem probleme de genul. Ok, deci nimica în spate, absolut nimica. Continuăm. Pot să iau pe aici? Nu, să stau colim. Noi. Ce se aude așa? Urs! 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 Am plecat, am plecat. Mamă, ursii, doamne. Nu. Nu, boss, nu vreau să mă bag cu niciun urs. Cred că un urs n-am să-l bat așa de ușor. Am ajuns. Super. Yeah, stone fingers occasion discovered. Ce? Mamă, ce loc ciudat. E o altă peșteră, dar e mai... Am dat de șamanul ăla de la început, pe care l-am văzut în intro. Ciu, ce urât ești, doamne, ce urât ești. Ce-i cu mine, frate? Ai dracu, spirite. Iac! Și sânge de șobolan, sângele meu și cine știe ce mai fi pus ăla acolo. De să... M-a drogat. Niciodată să nu bezi din ce vă dau alții copii. Asta este o lecție de învățat. N-am și-o recomandat de la... Aba, da, uite-o. Dar e doar prost spus, mă rog. Find the guide. What are those? Asta e un spirit de vultur. Buvniță, ce e? Mamă. Zbor? Ce tare. Ok, deci mouse-ul practic nu există în zborul ăsta, e ok, ne descurcăm și așa. N-avem stres.
Doamnește, mergem în sus. În apă? În apă să fie. Ce tare. What the fuck? Asta e foarte tare. În jos? În jos să fie. Încolo, nu? Cred că da. Asta e lumea așa de paradis, știi? Uite ghidul, hai să-l urmărim. A, nu pot să fug. What the fuck, cât de tare e chestia asta. Zici că sunt un avatar, așa mă simt, în film. Dacă s-ar crea și joc, l-aș juca. Nu știu dacă există, cred că există, dar e foarte vechi și foarte slab. Dacă era un joc avatar în stilul ăsta, era legendar. Chiar era. Hey, show me the way. Iar zbor? Doamnește. În sus? Să știți că vorba asta cu doamnește este la mișto, eu folosesc. Așa să fie. Nu e ceva că eu zic să ne ajute Dumnezeu, adică la mișto. Așa. Plus că nu e rău să te ajute Dumnezeu. Intrăm în cascadă, wow. Sus. Toate animalele sunt aurite, vedeți? Adică au aur pe ele ceva. Strălucesc, cred. I think you can call it like that. What the fuck? Uite un tigru, deci de asta e mic, frate, e tigru normal. Ce tare arată. Ăla e de la mare, mamă, cum mare e ăsta. Bă, nu e așa mare, parcă. Uite și un lup. Tame. Toș. Am o buvniță acum, cred că am îmblânzit-o. Da! Pot să vorbesc cu ea. Dai, cum am eu? Interesant. Bun, păi, sper că v-a plăcut acest episod. Are 40 ceva de minute, eu am fost Alex Fațidor. Sper că vă place această serie, chiar dacă e mai ciudată și lungă. Dar eu am fost Alex, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!